poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Ochii cu tipul pe care nu-l putea înghiți. Ei, mă, zic că așa e bărbat? Nu-mi trebuie, rămân. Am vrut să zic tătlara, dar am de mult s-o dus la mine. Dar se pare că de la ură la dragoste e doar un singur pas. Puteți vă îmbrăcați în femeie cât n-ați vrea, că nu puteți să-l faci scarpi. Emilian Crețu, așa e? Dar cum zice manta? Milușcă, cum? Emilian Crețu s-a simțit în platoul Dorei ca la el acasă. Eu știu că ești tare de ochiată și ești foarte obraznic cu invitații tăi, dar eu o să simt. Actorul a fost provocat să-și schimbe meseria. Când bați un gol, nu se bate cu vârful degetului la picior, pentru că poți să le rugi. Ceea ce cred că am făcut eu. Și s-a convins încă o dată că nu te pui cu mulțimea. Dar ți-a auzit de Emilian Crețu? Da. Cine e Emilian Crețu? Am bifat prezent la ziua de naștere Marianei Șura și am aflat cum se simte interpreta, care s-a recăsătorit acum un an în mare taină. Dacă se fac comparație cu anul trecut și acest an, sunt o femeie mai împlinită. Rămâneți în continuare cu Dora, pentru că n-aveți nicio șansă să vedeți așa show la un alt post de televiziune. Dar eu mult mai să mai aștept aici la ușă! Iurecica! Jana! Uof! Măi, Iura, vei! Iachtele, șede, dori, ce faci? Așa se ții, trebuie, o doamnă, covorul roșu trebuie. Iep! Aia este așa, ten frumușel. Lasă gentuța, lasă-o pe asta, că așa, iep. Așa, lasă, chiar dă-ne cu așa de mine. Ia, iachtele. Janușcă, Janușcă! Uau! Fata, lumbica, fata! Ce mai faci? Iurecica, pune aici așa frumos. Și nu-ți vezi acolo, Ianu. Unde-i covorul roșu? Unde-i? Iachtele! E iachtele! Piernă roșie! O, doamne, am venit acasă! Nu pot să te amau! Și nu faci, Jenica! Bine, așa! Da! Am cumpărat la cadouri! Da? Știi, tinginii le-am luat, lasă așa! Ei, Daniel, nu ne la nică! S-a luat așa, stii! Ce luat, ce luat? Și-a va! Ia pașei, stai să mă salut cu narod, să mă uit că a uitat. Wow, bună seara, dragii și scumpii mei, fani, iubiți, amanți, prieteni și pătruștii. Nu a fost doar de voi, da? Știți cum ișoară, Jenica, am ușa să-ți dau surpriza. Da, am fost în fundul lumii, m-am odihnit, dar pașei, măi, cu vorba și eu, o femeie ca să poate, trebuie să odihnească, trebuie să-și iei forțe noi, să mă iei și un gât de vitamine. Dumnezeu! Hai că te-a luat, Jenica. Cine a dus? E că tita am luat de asta, am fost în Portugalia. Așa. Și te-am adus în lista. Un pit șoc. Hai, vin, nu știu, poșelul. Dar numai cu aici, stai bine, ca pe ceilalți astinșibă. Asta de la Portugalia? Asta din Portugalia, din fundul în Portugalia. Mulțumit că m-ați primit, m-ați adapat. Da, și-i, s-a mai luat. S-a luat și unde este, ia-ți, vezi, un smiley, știi, de ia uite, ia, hop. Te dai pe buză ca să nu-ți crezi când ai pupt în vânt cu Artyom. Dar știi că la Artyom toată vară a făcut operație, a fost la Chișinău și a făcut un laser, dar și vede tot. Vede mai bine, așa-i? O să-i fac și eu. Și se mai întâmplă în sat? Tot normal, nimeni nu a murit, nimeni nu a dat ghibiliu. Da, stai, a murit. Cine a murit? Asta, Țaca Vale, a murit, care e din deal, de la poștă. Da, și eu pățit. Dar îți duce la poștă. Ei, măi, dar și la 87 de ani, îți duci la poștă, și îți vii acasă, te duci pe ei de acasă. Eu așa și jos și a zis că gata, a murit. I s-a oprit. A, eu a zis că gata, așa e? Inima. Așa, și faci târcuș? Târcuș? O fătat? A noastră, da. Nu, a lor. Târcuș, dar ce-i pus lucățea în numele târcuș? Dar așa, lasă și, dar și dacă am intrat iurea așa asta. A născut patru cățeluși. A, patru cățeluși, da. Așa-i? Hai să-i dăm unul șlubai tu, Vania. Dar trebuie să-i crăcănăm să vedem că eu nu știu. Fete, băiței, nu știu. Deja, las căței, las. Șop, stai. S-au măritat... Maiana și ne? Ioana. Ioana, așa. Ioana lui Sulă. Așa. Dar cine a luat pe ăsta lui Bortă?
A nu, așa, că o să dispărțesc cu alu boartă și deodată să căsătorim cu altul. Lasă, dragii mei, lăsăm pe Ioana, pe tuzic, pe muzic. Măi, dragii mei, dați-vă povestesc cum am fost, ne-a luat. Și pantofi noi, și tuflișoare, și sandăluțe. Dar așa am fost. A fost și m-am odihnit. A fost și m-am bronzat. Să vă arăt bronzul sau nu? Lasă, nu trebuie, nu trebuie. Ei, dar nu se vede că e bronzat. Ei, la față, femeile frumoase la față nu-ți bronzează, draga mea, ca să nu îmbătrânești. Eu m-am bronzat, m-am dat așa tot cu cremă, am un bronz, hai uite aici la mine. Iată-ți-vă! Deci șoarele sunt bronzate. Bronzat? Da! Dar și tu văd că ești bronzățe, cum ai fost? Iar ai fost în ghiol. Ei, în ghiol, tot vara am stat aici. Deci am văzut pui și aia n-au apă, o să se nești acolo. Au murit 5 pui. Ei, la tine ți-ați moră ziua de azi. Important e, dragii mei, că-s zi, m-am întors frumoasă, plină de energie, fericită, tot cum trebuie. O lecție când încerc, asta am fost și în... Hai, povestiești! Of, tare, mă bucur că... Că am venit și ne-am văzut familia, ne-am văzut orătelii din jurul căsii, tățes la locul lor. Eu am avut grijă, da, și își pui nu, dar Sara era și dimineața nu mai era. Eu mâncam vreun dihuri, cât că asta, Diana... Grigor, Dihor, cum o cheam? Cât că asta a umblat și eu. E, nu. Eu... Doamne, să-ți spun drept, e ca oameni buni, tare gine am uia. Numai și de la avion am venit și mă încoleac și mă muridam. Molecuțec și noroc ăsta, cum îl cheamă? Domnul Igor, Igor! Zrați, uite, au pus, măi, toaleta în centrul Chișinăului, acolo lângă arca aceea. Stai, Lecuțică, ai zburat cu avionul. Am zburat cu avionul, am venit frumos aici, m-am parcat în centru, că eu am dit avion privat, așa. Și mi-au pus, măi, e garaj, măi, dragul meu, eu știu că tu mai aproape de popor, dar nu a avut toaleta mai aproape de popor. A dat ceva. Stop, și toaleta. Nu a fost concert, că poftim, ia uite. Vezi, duci la Arcul de Triunf, o lecțic, te uiți, dacă vrei să te bali și te duci direct aici. Ce-ți nu? Aici stai photoshooting. E photoshooting. Eu am fost aici, că am fost în asta, în a doua, ia că acolo am fost și am văzut. Eu știu, măi, dragii mei, mă refer la ăștia care... Dar noi toți suntem de la țară. De obicei, liceu îți faci după acasă, nu în fața căsă sau în cașei mari. Doamne! O trebuie să pui, măi, pe scenă, la interpret, ori cânta o leac și apiurmă să ori... Dar omul a zis că vrei și mai aproape de popor, ia că mai aproape de toaleta. Doamne! Dublu vese, așa e în engleză. Of, da și... Strașnic. E strașnic, dar așa e. Și cum măcar ceva să schimbi omul ăsta. Cum e cu avionul? Cu avionul, da. E bine, a închicat în două de astea, în două buli de aer. Of, serios, ni s-o strâns și turbulența, așa? Da. A tulbura mușcu două după cap, duci și vezi acolo, ea nu și... Eu mă uitam la toate avioanele. Și m-ai văzut pe mine acolo, eu n-am în avionul cel mare și lung. Nu, eu mă uitam și când golul ișoară. Dar apropo, vreau să-i transmit salutări lui Dânșoara Cioara, care a spus că tare îi place de mine. A, da? Tot tare iubesc. Apropo, auzi... Da. Dar nu-i transmit salutări lui Mariana Șura, că a fost de oaie din naștere. Ei, a făcut 30 ceva de capici de bani, de ani. Și ne asta? Aia la Șura. Da, la nuntă, la asta lui Suro, la Suro cântat ea cu... Apoi eu fost la nuntă și-a făcut bani de zi de naștere și-a făcut că vine... Cântat, cântat și hop și era. Apoi eu fost la nuntă și-a șuierat. Dragii mei, voi scrieți, dacă eu m-am dus așa în fundul lumii, eu nu știu ce se întâmplă la noi în showbiz autohton. Una faci clip, alta e zi de naștere, alta nu știu ce faci, alta e gravidă, alta au făcut avort. Tot știu. M-am întors cu urechile și cu gura și cu ochii pus în priză. Băgați de seamă, dragii mei, că... Da, poate că e și eu mai bunișoară, odihnită, dar vorba și ea. Doar blana își schimbă, dar pomada nu. Asta-i. Hai, mă duc hai, uite, iar. Să-l duc în hai, casă acolo și mare. Frumos. Du-le în casă și gentuța o lăsc. Da? Așa. Așa. O, mata, ne duci... Deși au plouat la Portugalia. Nu, asta e pentru soare. A? Când e soare, tu te bată în cap, nu știi, chicată de cahlă, pui umbrela. Of, tare mi-era doar de plasma asta mie, ia că în loc de covor... Dar las și să fac, așa e că aici să văd ce se întâmplă. Haideți, dragii mei, împreună cu mine, să ne aduci și niște campoti, rog eu, DJ, și de că am... Hai, da, am după
vacanță, doamna Dora a devenit mai bună și nu dăruiește colivă, dar flori. De această dată suntem la ziua de naștere a Marianei Șura și mergem să-i oferim aceste flori. Bună seara și la mulți ani! Bună, mulțumesc mult, mersi mult! Aceste flori sunt pentru tine, Mariana. Da, mulțumesc mult din suflet. Sunteți foarte... m-ați surprins plăcut, nu m-am așteptat, dar știu că jurnal TV deseori faceți așa astfel de surprize. Nu putem rata niciun eveniment din viața mondenilor, așa că n-am lăsat în urmă nici ziua de naștere a Marianei Șura. Am găsit-o alături de familie și la braț cu soțul ei. Știrea că interpreta s-a recăsătorit în Mare Secret a făcut zarvă în showbiz. Pe ea însă o doare în cot, pentru că e fericită la culme. Dacă se fac comparație cu anul trecut și acest an, sunt o femeie mai împlinită, mai fericită. Am o fetiță sănătoasă, o familie frumoasă, deci mă pot considera destul de împlinită și fericită. Nu degeaba când fie să am o viață frumoasă. Deși a fost rezervată în declarații, din spusele ei am înțeles că nu o duce rău deloc. A fost căldată în flori și cadouri. Evelina i-a spus cele mai dulci cuvinte. Mulțumesc. Iar jumătatea ei pur și simplu o ține pe palme. El m-a felicitat primul. Mi-a dus 35 de trandafiri, nu știu, 35 sau mai mult, dar erau foarte mari, poate 50, nu știu. Am presupus că 35, că nu i-am numărat, că era un buchet foarte imens, trandafiri foarte mari. Deci el a venit în boli cu o șampanie și cocktail de bombane, probabil că a vrut să sărbătorim atunci la 12 și... Ne-a povestit despre toate, însă a tot ocolit subiectul despre primul ei soț, adică tatăl Evelinei, și a pus lacăt la gură, dar printre altele am reușit să aflăm că nu mai ține nicio legătură cu bărbatul care i-a dăruit o fiică. Acum pe Evelina o ține în brațe alt tătic, care n-a vrut să sufle o vorbă, dar se vede de la o poștă că între cei doi există o legătură foarte strânsă. Mă privești, vrei să-mi spui a mia oare cât de sincer mă iubești? Cu fiecare an, artista ne-a spus că se gândește serios să-și mărească familia, cârcotașii să nu se miră prea mult, dacă în curând interpreta va deveni mamă din nou. Aș dori încă un copil, de ce nu să-i fac un frate sau o surioară, că Evelina deja mă întreabă și... Cred că e și timpul potrivit, pentru că deja este Evelina are 3 ani și jumate, cred că ar fi momentul potrivit, dar totul vine atunci când vrea Dumnezeu. Bineînțeles că de la petrecere n-au lipsit nici părinții vedetei. Aceștia ne-au dat de înțeles că de când fiica lor e cap de afiș, n-o mai recunosc. Când era mică era foarte cuminte, ascultătoare, ci de când a crescut mai mare nici n-o cunoștea, noi a devenit mai activă, mai energică, că noi spuneam, Mariana... Chiar nu seamă, mi se pare că tu parcă te-ai schimbat. S-a maturizat și a devenit altfel. Cum o vedeți astăzi, e mai energică, e mai plină de viață, dar atunci era liniștită, așa, rușinoasă. Nici Alexandru Lozanciuc n-a putut rata petrecerea Marianei. Interpretul se simte onorat că s-a regăsit printre cei mai apropiați. Eu la multi și multi, subliniez multi și multi fete și femei, am scris foarte multi șlagări, dacă se poate spus așa. Dumneavoastră cunoașteți de-am cu ea scrită. Dar ca cu mătră mea, Mariana Șura, cum cât e de frumoasă și părinți are și cât e de talentată și șină am eu acum, Evelina, că într-o noapte am scris și textul și muzica. La 35, Mariana Șura s-a distrat ca în adolescență. Deși am insistat să rămânem până la urmă și să prindem toate perlele, omagiata ne-a făcut semn să apăsăm pe stop. Dar cred că ce am arătat e suficient ca să îndeplinim poftele de picanterie ale cârcotașilor și ale Dorei. Ia că na, aș bea și eu un pahar dacă nimeni nu-mi toarnă. Măi! Doamne ferește, s-a fost anieu, Dumnezeu să-l ierte, s-a fost la ziua mea din arbitrii și s-a venit vreo televidnie de asta, s-a luat un interviu și nu-i zis măcar ceva, îl lasam, îl dezlegam la galt și se ducă cât în helbările. Măi, Marianușca, măi, și cu bărbatul ăsta tău, și greu să spui ceva în microfon că te iubești, că nu știu și cât vrecti sânte? Rușinică la obraz, băi, totuși o iubești, v-ați însurat, v-ați luat, v-ați...
E, bă, dictașe bărbat, nu închep, rămân. Am vrut să zic țelc tătvara, dar am de mult s-o dus la mine. Dar și, credeți că gata, azi bună, că am să dau flori? E, dar cum să nu, dragii mei? Amuia începând cu partea a doua, sezonul 2, am zis să fac așa un fel de șmecherie. Azi și școlivă, dar și ceva, o surpriză. Dacă este asta, acum se cheamă bumboana de școlivă, și jișna de tort. Și am să mă duc la vedeți și inor să știe. Ori că îi dau coliva, ori că îi dau ceva bunișor. Pentru că stem, măi, cum mă văd, parcă-l văd pe dumnealui în costum de baie și cu cravată la... Eu chiar așa de strășnicuță? Lasă că eu aș fi mai bunișoară de azi înainte. Așa că așteptați-vă, dragile mele vieti, că nu-ți știi ori coliva, ori jișna de tort. Așa, să vă laud, că altfel nu poți să vă chem în emisii. O, Doamne, am să fac și eu, am vrut și eu, măi, divină-i vara, că am stat, m-am odihnit, m-am bronzat, dar cum? Ia uite, apropo, m-a sunat și de-asta, cum o cheamă, Victoria Lungu, Vicky Lu. Așa, Nica, adă-mi te rog mobilul. Tante, doar asta nu e nevat. Da, ți-i te-am luat pe ăștia, adă-mi te rog mobilul și ala în face. Așa, mă duc. Deci, eu te s-o sun. Uf, haideți să vedem niște dragii mei, Victoria Lungu își filmează videoclip și în câteva zile o și gata. Numai ca voi să vă uitați, vă place și nu vă place, fine au făcut, s-o filmat-o și pe Ficixa, că e frumoasă și e sexy, ia uite-o măi, tătă e în bulini. Asta parcă e Madonna, și Madonna din Moldova, dacă nu, la gură seamănă, are o gură de asta ca de Madonna. Eu sper că așa poza este, hai să mai vedem vreo poză de al Victoria Lung. Ia uite ce frumușe, că Doamne, parcă eu când avem 17 ani. Iau, o filmat mai videoclipul, normal că plagiază. Victorița e plagiat. Eu eram cu mașină decapotabilă, numai că a mea a fost Swarovski, că eu sunt o doamnă serioasă, dar e, dar e stașinii. E bărbatul? Care dintre înșe? Primul sau ultimul? E ultimul, cred că. Iau și frumos o ține. Și vântul, Doamne, și-mi place. Dă mobilul în coaș. Așa, hai, lasă-vă ascultați și spune-mi ca. Și cine? E și Victoria Lungu. Ei. Asta care a fost cu cățăua aici în emisie. Te-am crezut cum a ta ești. Eu. Mi-e vretul, ia uite, vedeți? Ia că aici sunt primele imagini exclusive de la videoclipul lui Doamna Lungu. Vreau să o sun, să o întreb eu. Când e clip și-a la gata? Așa. Avem numărul ei, ia să vedem. Victoria. Victoria Lungu. Iată. Așa. Văd rău, dar cum să nu văd rău? Dar am 150 de ani, asta trăiesc mai mult ca șoara, ca și ea cum o cheamă. Ia liniște, vă rog eu, ia uite, bate vântul în păr. Așa? Are și e sandali noi. Hai, Victorița, și faci, nu-ți fă că lucrezi, că nu-ți cred. Șezi să te zoași când la nunți și pa el lucrează. Ia câte una, nu răspunde, cred că dă la vaș, cred că mulgi scroafa. Ia câte una. Victoria Lungu îi place să-ți slujească și până răspunde lungește, e cu scurtul nodul și bine de asta și-i lungul. Dar ce nu Victoria Scurtul, de exemplu? Nu răspunde. Hai, Victorița, hăi, hai, naști, fă ceva. Ei? Dar nu mai cadă nimeni trebuie, dar așa, eu am să mă rog la dânsa. M-am băut apă răi și cu... eram cu dista, cu Cosiliot, că ia uite-o, măi. Asta-i fix, așa-i? E, așa la care întinde de aici, tu îl arată spre mine, cred că m-a văzut mine pe malul mării, că o spus ea că acolo la Badora. Ia uite, ia uite. E frumos, știi că mai fata asta e și... Lasă că eu scris cineva pe Facebook, Victoria Lungu, e o stare ocupată, revin mai târziu. Nu reveni niciodată că nu-i trebuiești. Așa? Ia uite, îmbrăcată în alb. Dar cum, să am și eu o fată, eu o spun, dacă am o fată, o bag la mine în videoclip, doar ferește să iei un alt model. Așa, cine-i băi? Ele-s două fiete, că este cu părul lung, cu pleata în vânt. Măi, eu nu înțeleg, la noi, la moldoveni, așa e moda, ca să câștigi din banii ăștia, interpreți, îți duc la mare să odihnesc, îți iau și mobilul cu dâns și îți filmează. Doamne ferești, cheltuiască aparte. Iar, dar și ăsta cu pete lungi. Dar ceva așa, băi, original, și este Iisus Hristos, cine? Cu barbă, cu părți, cu îmbrăcat în alb. Doamne, Iisus Hristos și Maria Magdalena se filmează în clip la Victoria Lungu. Așa, frumos, iată, s-o nu s-o odihnească, băiete, și-a făcut și un clip. Auzi, am spus, dacă te luam cu mine, să facem un clip, chica pisica în coadă.
Uh-huh. Of, las. Important, Victorița, știu că nu ne-ai răspuns și ești ocupată, dar te rog, când apare videoclipul, să ne-l dai pe mâna mie, să mă uite acolo, cine cu cine s-a ocupat, cine și-a făcut. Eu știu tărigine. Of, ia de coași, asta ne-a luat o gentuță frumușică din paie, Doamne, ia dați-vă prezic, ca pe urmă, hop, așa, ia, of. Poftim, ia uitați-vă, sandalii noi le-am luat la Saldi din Italia cu 10 euro. Le-am luat, că e mărimea 44 și au spus că aici nimeni nu le cumpăr. Noroc, le-am luat eu. Of, Doamne, oleu. Și? Și așa vă bunghiți, ce așteptați? Și invitatul? Invitatul, am ușa zi, că este întârzi întotdeauna. Mă gândeam, zic, sunt șef, măi, e emisiunea cu un om de-astea, măi, de treabă. O treabă de om, nu un om de treabă. Câteți să-ți plecați, numai pe dânsul l-am găsit, vreau să-l chem și pe ăsta, cum îl cheamă, care permanent mă ieși, mă urmărești. Aici, dacă nici nu înțeleg, e bărbat, că e femeie, îmblă, se îmbracă. Nea în crețul, aici, la Negureni. Și? Cine vine? Aici sta vine, vloggerul ăsta, cum îl cheamă, Milean Crețu, aici sta înalt ca sprujâna și prost ca beșâna. Dar și nu a apărut încă așa? Acel care m-ai trimis în oraș să întreb și eu? Apropo, și eu zis lumea, îl cunoaști? Nu prea-l cunosc. Nu-l prea cunosc, i-am dus și vezi, nu vine. Amu? Du și vezi, cum ating ca să apară. Ei, serios, îți spun, dragii mei, astăzi am spus să începe emisiunea cu un om de ăsta, mai delicat, nici nu știu cum să-i zic. Și l-am chemat pe... Că voi, drag Doamne, îl iubiți, că nu știu și ei, că e Michael Jackson din Moldova, n-am și-o pus nas. Milean Crețu. Uf, amuș, eu îți spun, dacă așa te-i fac, dacă mie nu-mi place, dacă nu mă... Asta e doaverește. Tanti Dora! Și? A venit aici, e Milean Crețu. Așa e? Înalt, frumos, că șerceai, ești vesel. Mă duc să mă citesc? Hai, du-te revizor. E câtele, hai intre, curaj, găină, cât tai, băi, leu, ia la are șerșei. Bună seara. Întotdeauna frumoasă și stil. Măi, iau și frumușel, te admir o leacă, mă, iau te. Așa e frumușel. Fă-ți comod, ca famușa să-i strămească Pampers. Nici chiar așa, dar... Dar și el de talent, mă rog, eu ești tu, că toată lumea te iubește, nu știu, te cunoaște. Nu știu, am cucerit publicul, oamenii care mă apreciază, prin felul meu de a fi, pentru că sunt o persoană sinceră, așa. O persoană nebună, dacă pot să zic așa. O persoană... De fapt, noi toți oamenii suntem nebuni, dar nimeni nu acceptă realitatea. Bun, când zic nebunie, mă refer la doza aia de nebunie pe care trebuie să o aibă fiecare dintre noi. Taci, te rog, taci, că mai înflăresc-o. Dar, apropo, vreau să te întreb, că mulți cu siguranță te întreabă, dar și porți șerșei ăștia? Ești de ăsta pe Inder sau cum? Că eu nu înțeleg. Nu. Doamna Dora e prea obraznic cu mine. Of, dacă aș fi băietul meu, Doamne, mă dezim. Bine, da, știu că la capitolul cercei este o problemă pentru Republica Moldova, de-aia și foarte des se întâmplă în comentarii sau în mesaj în privat că de ce porți cercei. Prima gaură din urechea stângă am făcut-o pentru că eu așa am vrut. Pe urmă am fost nevoit pentru că am personaje foarte multe, Geta, Speranța Tuf, Larisa Becușor și trebuia să am o a doua gaură. Pe mine nu mă deranjează, eu nu pot să înțeleg de ce pe ceilalți deranjează, pornind de la faptul că în primul rând cerceii au fost purtați de către bărbați, de către vânători. Vânători din tine ca din mine, fată mare. Da, ai să zici acum o glumă că eu nu sunt vânător, nu contează. Așa. Dar port cerceii pentru că mie îmi place să-i port. Op, văd că ai șcurat, Natalie. Îmbrăcat, ia uitați-vă, îl vedeți? Îmbrăcat în alb și în negru ca să nu... Și scrie acolo, simplu de best. Adică tu ești simplu, dar ești de băț. Tu ești băț, băi, nu ești simplu. Tu ești harag, lung, frumos. Eu știu că ești tare de ochiată și ești foarte obraznic cu invitații tăi, dar eu o să-ți țin pe ea, să-i fără grijă, sunt deprins cu rău. Ia ca, măi, Milean Crețu, am aflat și eu cât de cât despre dâns și nii el, cu ce-ți mănânc, cum se bie, și am trimis-o pe Jănica. Jănica, ai fost? Unde? Acolo se întreg despre dâns și nii el. Ți-am zis că am fost, tot Chișinău am umblat. Așa, măi, Emilian, e că am ținut de aici telecomanda. Așa, și vreau să vedem noi, dacă într-adevăr așa ții tu de dita mai cutoi, cât știi lumea, hai să ne uităm aici frumos. Emilia.
Marian Crețu nu are concurență la capitolul umor, iar fiecare filmuleț încărcat pe internet devine viral. Actorul se transformă cu ușurință într-o mulțime de personaje care pur și simplu fac furori în online și nu doar local. My name is Geta, I'm from Moldova. Shakira from de la Moldova? Pagina oficială de Facebook a lui Emilian Crețu, intitulată Da, sunt român, este apreciată de aproape 125.000 de oameni, iar unul dintre filmulețe a adunat mai mult de 1.200.000 de vizualizări. Vreau să-mi voi aștept, moldovenii! Îți fac foioasca, cum știu eu, cu gospodine! Că fata mea s-a dus la Spania! Pa, Margaret, pa! Ține, ți dragul mami! Dacă uitați-mă, trebuie... Ei, șeț! Ați schimbat mai amuianu! Înainte de alegeri, personajele actorului au înviat din morți. Și au îmbrăcat sutana pentru binele poporului. Trăim vremuri grele, trăim sărășii minciună și cu siguranță mulți dintre frații și surorile noastre au plecat ca îngerașii, au zburat la Italia, la Vengria, la Spania, la Belgia, la Rusia. Dumnezeu să o protească ca să aibă un viitor mai bun. Se pare că doar doamna Dora nu știe cine este Emilian Crețu, așa că a trimis-o pe Jana să întrebe câte persoane îl cunosc pe actorul care zilnic face sute de mii de oameni să zâmbească. Doamna Dora m-a trimis în orașul mare, în capitală, ca să caut o părere despre Emilian Crețu. Eu idee n-am și ni omul ăsta, dar mă trebuie să îmblu cu microfonul de la gură la gură. Te auzi de Emilian Crețu? Cred că da. Ați auzit? Eu nu știu cine e omul ăsta. Unde mergeți? La piață. Ce să cumpărați? Chiperi. Chiperi? Dar ați auzit de șocolăul Ghena? Nu. Dar de Geta? Dar de Emilian Crețu? Nu, nici de ură n-am. De Emilian Crețu n-ați auzit? Nu. Bună ziua. Dar cum credeți? Șara mea e mai mare sau dumneavoastră? Eu nu tot înțeles. Poate ne bărusă. Țița mea. Tak. I țița tvoia. Ну хорошо. Care e mai mare? У dumneavoastră. Am înțeles. Dar de Emilian Crețu ați auzit? Вы можете сказать уже по-русски немножко? Вы слышали про Емеляну Крецу? Нет. Емелян Крецу. Я знаю Олега Крецу, он борец, но он моего года просто 75-го, а больше не слышал. Dar l-ați lăsat pe bărbatul dumneavoastră pentru Емелян Крецу? Cum s-a lăsat? Iacă lăsați și de mâine? Cred că nu. Bine. Dar ți-a auzit de Emilian Crețu? Da. Cine e Emilian Crețu, Lisa? Emilian Crețu? Da. Поэт? Большой поэт. Ну, да. Dar ce scrie el? Не знаю. Я слышала просто это. Eu am auzit că el a scris поэзия Кетелуш cu părul Креț. Очень хорошо. Cunoașteți vreun actor din Moldova, de la noi, din țară? Nu e așa întrebat. Nu vă trebuie, dar de Emilian Crețu. Întâmplător, poate a trecut un om, vă șopti de Emilian Crețu. Nu. Nu a șoptit, păsărelele n-au șoptit. Mulțumim! Eu azi prima dată și tare mă tem și îmi tremur mâna. Eu vreau să vă întreb dacă ați auzit de Emilian Crețu. Mm. El că eu microfoanele. Ați auzit? Nu știu, care de râs face sau nu? Da, el face de râs pe toată țara. Ne face țara de râs. A, de râs? Dar ce părere aveți de dânsul? Sincer, nu prea mult. Când e verde, trebuie să iubești. Ok. Bine, iubiți-mă. Sunt frumoșică? Da. Dar cum credeți, din de-am scăpat? De la ce faptă de ea. Oi, bravo. Așa scrii jurnal, dar cum, de unde de la jurnal? Ce sens de unde de la jurnal? De la care emisiuni, știri, de la... Nu priviți jurnal? Serios, nu privesc în genere televizor, nu doar jurnal.
Dacă nu priviți în genere televizorul, calculator aveți? Da. Am înțeles că pe calculator se aude de Emilian Crețu. N-ați auzit de Emilian Crețu? Am auzit de Emilian Crețu, da, știu eu. Spuneți, vă rog, cine e el? Pe mine m-a trimis să aflu cine e el. Dacă nu-mi spuneți, îmi tai capul. Un tip haios. Îl știți pe Emilian Crețu? Da, îl știu. Da, și așa. E și cine e el, mă rog, pentru noi. Eu fix asta am spus, cine e el? Vă place de dânsul? Mi place, da. Îl cunoașteți pe Emilian Crețu? Nu. Îl cunoașteți pe Emilian Crețu? Îl cunoașteți pe Emilian Crețu? Nu! Nu! Îl cunoașteți pe Emilian Crețu? Nu! Nimeni nu-l cunoaște și Iver, stop! Nu se oprește nimeni! Ia-te-o, măi! Dar pe nimeni nu-l cunoaște! Te-ai scăpat la microfon sau și mai și lunghiței! Dacă era albastru, frumușel! Și eu zis oameni și ei zis băietul ăsta. Că știu, că nu știu, că e frumos, că e poet, că e cântăreț, că iată, eu nu știam până... Eu știam de fapt că sunt vlogger, sunt actor, sunt stilist, dar de astăzi voi fi și poet. Am scris Cățeluș cu părul creț. Da, eu înțeleg că scrieți, dar nici chiar așa. O spus că faci țara de râs, că îi place... În ce sens o faci de râs? Râd sau de râs? Râd, să râd. Are umor, că... Ia că vieți, mai Emilian, vieți? Văd că lumea te iubește. Cum să nu mă iubească? Dacă... Bun, eu cred că după acest reportaj lumea o să iubească mai mult pe Jeana și Camatali, pentru că e tare potrivit pentru ceea ce faci. Apropo, asta e profesie vlogging. Și și asta vlogging. Da. Să faci și tu vloghiți ca și tu vedietă și azi te cunoască tăți. Eu tot m-am pomenit vlogger. Pentru că eu din start, fiind actor, bun, eu de mic fac diferite nebunii și fac lumea de râs, cum a zis Janăcica. De fapt, eu fac lumea să râd, nu fac lumea de râs. Postând filmulețe pe Facebook, eram împreună cu colegul meu și bunul meu prieten Veceslav Sambe și am făcut prima emisiune care se numea Fără Complexe și a prins foarte bine la public, după care am închis acel mic proiect și am început să fac Da, sunt român și cu timpul eu m-am descoperit că eu am o altă profesie care se numește vlogger, ceea ce este acum foarte la modă este să fii vlogger. Dacă nu ești vlogger, ești zero. Apropo, măi Emiliane, dacă tot găim de vlogger, că nu știu ce e asta, și ce faci pe tine mai deosebit ca și iubit de oameni? Nu știu dacă mai deosebit, poate da, sunt mai deosebit prin felul meu de a fi, pentru că eu sunt chiar deschis cu oamenii și cred eu că diferența mea între eu și ceilalți vloggeri, mai ales ăștia noi care au apărut acum, eu am devenit vlogger fără ca să vreau și fără ca să mă fac vedetă. Dar ceilalți, de fapt, au văzut că este la modă și au zis că ok, asta foarte bine prinde la public și hai să fac și eu să fiu vlogger. Apropo, dar spune-te, rog, ai și părere ai despre ăștia, cum îi cheamă, vloggerii ăștia noi, care amui au apărut ca și păduchile la... Da, vloggerii s-au mulțit, unii parodiază pe alții, dar ce mă bucură pe mine cel mai mult este că eu rămân să fiu acel Emilian Crețu care am fost până acum. Oamenii oricum mă apreciază și mă iubesc și vreau să le transmit mai salutări. Vă mulțumesc foarte mult unde sunteți, în orice colț al lumii. Vă mulțumesc pentru apreciere, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și deseori când primesc mesaje și îmi zic Emilian, nu te afectează comentariile negative despre tine și că porți cercei, că nu știu ce. Pentru mine este cel mai important să fac oamenii să mă iubească și nu încerc, dacă ție nu-ți place de Emilian Crețu, fă la vale marusă, cum s-ar zice. Așa și eu. Când ceva nu-mi place, mă întorc cu fundul, ca și dânsul. Dar nu-mi place de-am de dânsul. Îți place de-am de dânsul? Eu nu știam și nici. Lasă-ți găiască. Omul și-ai ciripești și tu. Scuzați. Lasă mănânci el om. Da, măi, apropo, dragii mei, el se inspiră de la cine? Lilian Valica, așa-i? Apropo, Lilica, cine ești tu când am ieși mare vedietă și-l inspiri pe băietul ăsta să fac prostologiile pământului și își sprinească bani, drag doamne? Bineînțeles că personajele pe care le fac eu sunt rupte din realitate. Am o vecină, Lilia Luvalic, Lilia Lubujorel, pe care o salut, noroc. Eu de la ea foarte mult mă inspir, pentru că ea este o femeie din asta de la țară, sănătoasă, voioasă, dacă trebuie lucrează ca nebuna, dacă trebuie un pahar de vin să bei un pahar cu vin, dacă trebuie să
distreze și să fie chef și voie bună, atunci asta oferă. Și cumva mai toate personajele mele sunt luate din societate și poate din cauza asta am fost și sunt iubit de oameni, pentru că ei se regăsesc pe ei, regăsesc rudele lor, regăsesc satul natal. Ia ca oameni buni, chiar mă întrebam, oare Emilian Crețu nu vrea să aibă și el o profesie de asta, de treabă, de bărbat, cu zdă două în cireașul și torsări sâmburile? Dar tu crezi că eu nu am o profesie de treabă? Ce îți pare că actoria nu este o profesie de treabă? Eu am profesie care eu mi-am ales-o și cred eu că fiecare cetățean, fiecare copil trebuie să, dacă vrea să devină actor, să devină actor, dacă vrea să fie polițist, să fie polițist, pentru că eu cred, din punctul meu de vedere, trebuie să avem profesia pe care noi o simțim. Nu de aia că dacă ai să fii polițist, ai să fii crutoi, dacă ai să fii avocat, ai să fii cu foarte mulți bani. Trebuie să fii ceea ce... Și vreau să vă zic că l-am provocat pe Emilian Crețu să duc să iei o profesie de asta, diment, superagent, polițist. Și cum credeți? Ia că acum, în exclusivitate, o să vedeți poze cu polițistul Emilian Crețu. Și apropo, ia uitați-vă, și-i frumușel. Parcă-i jiu. Ia uite, ia uite, și zâmbește, drag doamne. Of, dacă ar și el polițist, ap siguranță în țara noastră, în orice de se admire regularități, cum se mai cheamă. Numai da. Că eu nu înțeleg, dragii mei, am fost eu personal, am grăit cu băieții ăștia de la, cum se cheamă, de la Fulger. Zic, măi, vă aduc un băiet Fulger, chiper iute are. Parcă ne-am înțeles, i-am făcut un mini-ghini la băietul și ala, ne-am, nu știu și. Și-o spus că da, filmăm, îl facem polițist la Fulger, sunt puști din automat, din pilimiot, și peste două ori... Mă sună și nu scoate. Da, într-adevăr, polițist nu am fost niciodată. Din păcate, nici la emisiunea ta, dragă Doră, n-am avut ocazia, pentru că s-au întâmplat niște chestii pe care nu le înțeleg nici eu și nu știu dacă o să le înțeleagă cineva. Psărnic, măi, Emiliane, ori tu încurci cuiva, ori jurnal tău, cred că nu li preiește la oamenii ăștia. M-a chemat, am vorbit, i-am dat ceva, mi-a spus, filmăm, facem și hop, mi-a stricat filmulețul. Serios? Da, cum? Tot ți-i înșerșel? Unii înșerșel. Mi-a chicat jos, prin aeroport l-am prăpădit, cred că. Da, Jănica, polițistul l-am făcut, dar i-am găsit o altă profesie, 100% bărbătească. Că eu am înțeles că el când era mitel să juca în altceva. Eu nu știu dacă există profesie pentru bărbați și profesie pentru femei. Există pur și simplu oameni profesioniști. Indiferent că ești femeie sau bărbat și indiferent dacă ai o profesie mai manierată, dacă pot să zic așa, dar important e să fii specialist în ceea ce faci și să fii unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun. Dacă nu m-am regăsit eu să fiu polițist, atunci n-are cum să fiu la poliție sau să fiu chirurg. Am să vă rog, dragii mei, să vă uitați la reportajul care urmează și după care revenim. Și taxist? Da, 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 taxist. Da, și... Haideți să vedem. Opa! Champion, champion. L-am provocat pe Emilian Crețu să simtă pe propria piele cum își câștigă pâinea și averile de milioane Ronaldo sau Messi. Actorul și-a dat jos hainele stilate și s-a transformat într-un fotbalist cum sportul n-a mai văzut. Actorul Emilian Crețu este gata? Astăzi, da, o să fie gata pentru a da marea lovitură sau a da cel puțin un gol. Da. Sau mai multe mii. Eu zic să fac o ce mă pariu chiar de pe acum. Urmează un joc, okay, în care tu vei sta în poartă, okay, și noi ne-am înțeles așa. Câte minci va scăpa, adică câte goluri va scăpa? 100 de lei. Mie. Adică un gol 100 de lei, da? Mi se pare că o să faci astăzi milionar. Pentru o zi a făcut parte din echipa Sfântul Gheorghe din Suruceni. Cu toate că meseria îl obligă pe Emilian Crețu să fie într-o formă perfectă, acesta a oftat din greu chiar de la începutul antrenamentelor. S-a convins din prima că nu e o scenă din film, ci un joc adevărat, umăr la umăr cu niște bărbați care, dintr-o lovitură, aruncă mingea la sute de metri. Se vede cu ochiul liber că Emilian are puțină experiență, dar nici asta nu l-a încurcat să se simtă în pielea lui. S-a dat pe gust, însă ceilalți membri ai echipei au avut mari bătăi de cap cu un actor deghizat în fotbalist. De data asta l-au iertat și au arătat un cartonaș galben. Data viitoare însă va trebui să-și încordeze mușchii mai tare. Să vină puțin mai pregătit fizic, moral e bine pregătit și
să fii mai concentrat acolo. Te erai în poziție de offside. După părerea mea, s-a descurcat foarte rău. Adică nu s-a poziționat corect, terenul nu a alergat până la urmă, adică nu a făcut un lucru care se cere de la un fotbalist adevărat. Sunt celebru la fel ca Ronaldo și Messi și am vitez în toate ca în atac Van Persie. Cireașa de pe tort a fost să-l vedem pe Emilian Crețu în poartă. Pentru fiecare minge intrată, cântărețul va trebui să scoată din buzunar câte 100 de lei. Un fotbalist, un singur lucru pe care l-am învățat, trebuie să, când bați un gol, nu se bate cu vârful degetului de la picior, pentru că poți să le rupi, ceea ce cred că am făcut eu, dar ok. Trebuie să bați cu călcâiul și cu piciorul care ți-o, eu stângaci, de-aia cu dreapta în genere nu pot. Că fotbaliștii stângaci joacă cu piciorul stâng? A, normal, dacă e stângaci, am curs așa cu piciorul, dacă e levă, e ca și mine. Eu cred că mai bine cu locul meu acolo, cu băiței și eu n-am nicio șansă să fiu aici. Dar... Emilian, tocurile ți-au lipsit? Da. Că te-ai fi descurcat mai bine cu ele? Eu dacă eram pe tocuri, cu siguranță îmi dădeam minim vreo 7 goluri, dar nu, problema știi care, nu e problema că... Eu nu pot să joc fotbal, problema este că e pe mine numai eu în serios. Eu când eram mic, fratele meu, întotdeauna cu gașca lui, se jucau fotbal. El a văzut că eu n-am nicio șansă la capitolul dat și mă punea în poartă. Acum, pur și simplu, mi-a rușine să mă întorc cu fundul, dar când vedeam că vine mingea cu viteză, eu ca să-mi apăr fața, mă întorceam cu fundul. Emilian are să-mi dea mie 500 de lei. Nu, asta o să-ți dea ție doamna Dora, pentru că ea, de fapt, a insistat, trebuia să vii aici joci de cățeluș cu mingea. Asta e trebuie și cățeluș să vii și să joace, nu eu, pentru că... Eu, cu siguranță, aș putea face o altă profesie, numai nu profesia de fotbalist. După ce echipa a părăsit terenul de joacă, Emilian a vrut să se antreneze. Cert e că niciun antrenor nu va face fotbalist dintr-un actor. Fotbalist din tine, mă, Emilian, ca din mine, fată mare. Și băieții de la Sfântul Gheorghe din Surușeni te-au obosit o lecție, așa-i? Aia ăștia din diviza națională, l-au luat, măi, l-au spus, l-au fugărit, eram și eu mitic, mă jucam de-a cățeluș, știi, cu mingica. Și, a fost greu și fotbalist, ia ca profesie. Da, vă rog să mă scuzați, dar fotbalul nu este pentru mine. De fapt, eu sunt o persoană care nu prea iubește sportul, în mod special fotbalul, pentru că nu mă regăsesc în el, dar le mulțumesc foarte mult băieților de la Sfântul Gheorghe din satul... Suruceni. Mulțumesc, băieți, pentru că ați fost foarte receptivi la provocarea ta și la Emilian Crețu. Da, dar m-a obosit, am făcut foarte multă mișcare fizică, am alergat foarte mult, mă dor mușchii și astăzi. Dar știam, dacă am zis că vin la Dora, atunci Dora o să pregătească ceva care nu m-au văzut oamenii și de-aia și am acceptat să vin aici, îți mulțumesc. O să zic o chestie, un secret. Eu când eram mic, de fapt, nu mă jucam niciodată fotbal, cum se joacă de obicei toți băieții. Eu mă jucam cu colegele mele în Râzâncă, Buratino, Ciampolino, Papa Carlo, Malvino. Fratele meu era un fotbalist înrăit, el se juca cu prietenii lui fotbal și m-a luat și pe mine să joc fotbal și a văzut că nu am nicio șansă. Deseori mă punea în poartă. Și eu când vedeam că vine mingea cu viteză, eu pur și simplu mă întorceam cu fundul și stăteam și toate golurile erau. Și de-aia fotbalul nu este pentru mine, dar este ceea ce cred eu despre, și așa și este, despre fotbal și teatru, este că aceste două profesii cumva au aceleași reguli. De fapt, lucrul se face în echipă și cumva asta m-am regăsit un pic în jucând fotbal cu niște fotbaliști profesioniști. Și asta e. Ia ca sună Victoria Lungu, dar mi-e prieten zău. Și să-i spun. Hai de să-i răspund. Ia? Ia de să-i dea. Alo? 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 Da. Bună seara, Victoria. Bună seara. Dar și nu răspunzi când sunt femei. Eram în studio, vreau ceva nou, frumos. Apropo, ești în emisie directă și l-am invitat pe Insta, cum îl cheamă, vloggerul Insta cu șerșei în urechi, Emilian Crețu, îți place de sau nu prea? Băiat bun, îmi place. E băiat bun, dar și l-ai încercat, l-ai gustat și pe desu? Nu,
dacă e să poți să văd de la distanță. Dacă nu-i bun, atunci ești vântul o bată pe mine. A, Victorița, ia-mi să te rog o lecție, să Emilian, o secundă, așteaptă că îți grăiesc cu femeia ea, că și e importantă. Și apare pe videoclip. Când apare videoclipul lui Mata? Iată, videoclipul lui Mata trebuia să apară săptămâna asta. Așa? Și eu cu nerăbdare foarte, foarte mult. Abia de aștept ca să-l lansez. Pentru că contează foarte mult de cei care montează. Apa, așa e, așa e, așa e. Dar apropo, câți bani ai cheltuit pentru videoclip, draga mea? Ca să vă zic, secretul vine de la Valeria. Ea o să vă zic, pentru că am făcut contract cu cei din România. Eu nu am scos niciun bani de buzunar, așa că sunt norocoasă de data asta. Apropo, dar aici, de lângă fata, lângă Valerica, este un bărbat cu barbă. Aici, parcă e Iisus Hristos. Fine el, de unde l-ați luat? Pe Iisus Hristos l-au găsit de acolo pe la mare dimineața. Sunt împreună sau numai în clip sunt împreună? Nu, ei sunt actori în clip, cei care joacă... joacă tinerețea mea, pentru că... Dar, apropo, smăchen, dacă ei joacă tinereța ta, îți cheamă pe mine să joc bătrânieța. Păi, dar n-ai văzut că am acolo un boyfriend care joacă cu mine? Of, am văzut, te-o cuprinste! Ai avut noroc că nu era nimeni acolo. Bun, Victorița, noi îți dorim succes, așteptăm imagini de la videoclip. Bun? Neapărat, primul lucru ce fac vin la voi, pentru că sunteți cea mai bună emisiune. Of, mulțumesc! Chiar că vieți? Hai, Victorița, te pup și ne aduci un cadou de acolo de la mare. Hai, fata, hai. Ia ca așa. Ia că vieți, Emilian, ia că vieți? Lumea lucrează, lumea face și bani, videoclipuri, nu ca tine. Și e telefonul și duci la Sfântul Gheorghe și îl obosești. Da. Te obosești că nișoară, așa întâmplă? Ei, ce să-i faci, așa e. Apropo, dacă tot ai spus că te jucai în râzâncă cu fetițele, cu păpșelile, cu fie... Am văzut chiar mi-e interesant cum era el când era băiet tânăr și frumos, cam unui numai frumos, când tânăr. Okay. Haideți să vedem pozele la lui Emilian. O! Jara, dar și-mi e asta? Asta e alba ca... Alba ca... Ca duc spre pusti. Aici eram clasa 11, eram alba ca zăpada de Revelion și bineînțeles că eu de obicei în toate personajele mele, de când eram și mai mic, trebuia să fiu prințesa serii. Eu țin minte că nu m-au văzut profesorii în rochie albă, de mireasă. Dar ce mă bucură foarte mult că eram iubit și apreciat de toți. Ai baghetă magică. Ei, las, hai să vedem următoarea poză. Parcă e mătura noastră. Așa, hai următoarea poză. O, alo! Dar asta e, măi, cum poți și moldovan și să n-ai o poză la pierdele în casă și cu telefonul? Dar cine sună aici? Moarte, cine sună? Eu pe cine sunam aici, probabil că pe Moș Crăciun, pentru că, din câte țin minte, era iarnă. Știam că e la modă să faci o poză cum tu la telefon vorbești cu cineva. Nu vorbeam cu nimeni, dar mi-am făcut o poză la pierdele. Fiecare are o poză la perdică, am și eu. Cam trist, dar asta e. Așa? Frumușel, da. O leac cu ochii spăriet. Măcar da, aici e băiețel. Ești clopoțel și ești aici. Aici e clar și tine. Hai următoarea. Dar și cu mațul ăsta. Ia uitați-mă, e șlion pe-n țare. Deci de 25. Ok. Aici, apropo, eram... Mă chema Ana Maria, era emisiunea de la 5 la 10 și am prezentat un cântece, pentru că eu cânt, am o voce extraordinară. Ei, frumos, și bravo, pe orice, așa, da, ușuț, șlapii, într-adevăr, i-am luat de la piața centrală, șlapii de la piață, ochelarii nu mai țin minte, dar țin minte că am luat locul întâi și am luat premiu mai, dar nu mai țin minte ce, probabil cu un sac de grup. M-am jucat și eu de la 5 la 10 ca și dânsul, e ca ca și pernuța, e ochi ca pierna, dar nu știu sacul să o pun aici, lasă. Așa, hai să vedem și altă poză. Așa, dar special ai luat toate pozele cele mai de ochiate? Ei, dacă eu de mici tine, e sănătos. Eu serios, se vede că ești chicat în cap. Și mie asta, și câți ani ai vei tu aici? Și cu viața ta. Dacă îți vedești dunga de la ștran. Da, aici sunt fetiți. Aici eram clasa 8-a. Clasa 8-a. Nu țin minte, tot de Revelion. Țin minte că eu mai am așa o poză împreună cu mama și cineva, când se uita la pozele mele, ziceau cine și cine, zic eu și mama. Așa, hai să vedem și altă poză. Asta nu trebuie să arătați. Hai, cine te-a luat-o? Atmosfera se înșerbântă.
Și ieși din cadru. Du-te, că du-te, rog eu, și vezi ce faci Bielca. Să mă duc la Bielca? Du-te la Bielca și rămâi cu Strelca. Dar eu vin repede. Nu mai veni deloc. Și de acolo. Doamne ferește. Multe am văzut la viața mea, dar nici chiar așa. Hai, povestești. Aici eram cam clasa 8-a, nu aveam găuri în urechi, acum am deja. Și țin minte, cumpăram bomboane din astea postușcă. Și mâncam bomboana, tăiam cercurile într-un capăt și mi prindeam ca să am cercei. Și abia așteptam ca să cresc, să la sobă și așa, tipa, ești răstignit, știi cu tine. Da, poziția e serioasă. Frumos, hai, dă-mi o poză, un ești tu bărbat. O, iactă-l-i, pațanul și cam, asta e cămașa lui Buniel tu? Nu, nu e cămașa lui Buniel, e cămașa mea. Pe care tot am promutat-o la cineva, dacă nu greșesc eu, sau nu am făcut-o cadou. Aici aveam o perechi de pantofi care nu se văd din păcate, dar erau foarte puternici. Eram stilat de mic. Deci nu cumva ești pe Titanic, dar unii... Da. Nu, nu-s pe Titanic aici, aici am fost în Ucraina. Hai, de alta. De alta, că eu nu înțeleg aici. Eu mă gândesc, nu te invitam. Dar cine? Asta e formația Blondie sau care formația asta? Cine? Nu, nu-i formația Blondie, nici formația Fresh. Hai, că eu înțeleg că tu ești chicat în cap, dar cine-i fătuca de lângă Matale? Asta sunt eu și asta este verișoara mea, Alionușca, care este în America și o salut, te iubesc tare mult. Eu de obicei cu ea făceam toate porcăriile astea. Luam rochiile ei, ne jucam de-a Revelionul, făceam diferite... Împreună coseam haine pentru păpușă. Dar nasul parcă e nasul la cuș. Hai să trecem și la altă fotografie. Dar Dimitel, măi, gătiai și cu tort florul, făcut cu unt și așa. Tortul l-am făcut eu, l-am făcut din picienie, cu smântână bătută cu zahăr și cu unt, cu coloranți. Era foarte gustos, toată lumea mânca într-o plăcere, dar cel puțin l-am făcut eu și mă bucur foarte mult. Nimeni n-a murit după asta, e bine. Talent, ce să-i faci? Într-toate e talentat băietul ăsta. Hai să mai vedem, mai sunt poze și ceva, cam prea multe la... Eu poza asta nu vreau să o comentez, mă scuzați, gata. Zi, aici cine erai? Deci te jucai tu aici? Aici mă jucam de-a țiganca. Mult îmi plăcea să mă joc de-a țiganca, pentru că ele erau niște femei din astea mai te jucai de-a țiganca, are și tatuaj la buric. Da, mi-am făcut cu creionul, nu mai țin minte, o ierogrifă probabil, dar eram sexy și rea. Adică niște absoară ca să mă nec cu invitatul ăsta. Hai altul. Dar prea multe poze, nu știu de ce ați... Ia că aici mai înțeleg. Și de tăta adunătura așa, iau tăți în gât la tine, te iubeu și de la școală. Ăștia, eu colegii de clasă, eram clasa a 8-a. Nu pot acum să-i zic pe toți, Baboi, Pușneac, Mocreac, Leunța Gheorghiț, care mă temeam de dânsa, mă prinde și mă bătie. Marina Dari. Leonța Gheorghiț, care e îmbrăcat în roz, tăceam la școală pe lângă casa ei, dar nu știu ce, nu mă iubea. Și când mă vedea, mă fugăre, dar eu fugeam mai repede. Da, măi, Emiliani, văd că la teatru prișești tare bine. Am înțeles că la capitolul muzicuț cam te-a călcat ursul, nu Adrian, dar pe urechiușă, dar nu pe urechi, dar chiar tot creierul. Nu prea cu cântat, așa-i? Dar dacă oameni buni, dacă o acceptați să-mi vii în emisii, trebuie să-mi cânti. Am invitat, apropo, o invitat și nu au vrut să cânti cu cucu și pupăza. Măi, dacă sunt o pupăză frumoasă, mi-am pus și penii. Las și el cucu. Așa că, dragul meu, dacă am să iau microfonul de aici și vrei, nu vrei, ai să cânti cucu și pupăza. Hai, așa. Hai, 3, 2, 1, să cânti muzica. Sau pupăza. Dar microfonul e pornit. Da. Lasă-mă să... Eu nu pot să cânt, dar să încerc. Unii textul. Când vine primăvara, cip-cirip, cirip, cip-cea, încep păsările a cânta, cucu și pupăza. Când vine primăvara, cip-cirip, cirip, cip-cea, încep păsările a cânta, cucu și pupăza. Lasă-mă, mândruțo, lasă-mă să mor, cu mâna la pupăză și cu cucu gol. Lasă-mă, mândruțo, lasă-mă să mor, cu mâna la pupăză și cu cucu gol. Ho! Instrumentalul acum. Doamne, stingeți televizorul.
coro, n-ascultați interpretul Emilian Crețu. Bagă-i mâna pe fereastră, cip-cirip, cirip, cip-cea, scoase-i pupăza din creastă, cucu și pupăza. Bagă-i mâna pe fereastră, cip-cirip, cirip, cip-cea, scoase-i pupăza din creastă, cucu și pupăza. Lasă-mă, mândruțo, lasă-mă să mor, cu mâna la pupăză și cu cucu-cor. Lasă-mă să mor, cu mâna la pupăză și cu cucu-cor.